Astăzi, în centrul Devei, s-a desfășurat o acțiune dedicată aniversării a 165 de ani de la unirea Moldovei cu țara românească, rămasă în istorie ca mica unire, săvârșită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Acțiunea, organizată de Biblioteca Județeană, în parteneriat cu colegiile și liceele de Vene, are scopul de a sublinia importanța unirii principatelor române de la 24 ianuarie 1859, considerată primul pas spre nașterea României moderne. Aici, la Deva, mica unire dobândește o încărcătură sufletească mai mare, deoarece într-o clădire din oraș a găsit adăpost de o noapte, în februarie 1866, domnul Alexandru Ioan Cuza și Elena Doamna în drumul lui spre exilul impus pentru totdeauna. Prin toate aceste momente am dorit să facem cunoscut faptul că unirea principatelor române este un eveniment de răscruce în istoria poporului român și a trebuie să fie cunoscută de toți cei care se simt acestui pământ, dar mai ales de către tineri. Ori de câte ori auzim hora noastră cea frățească, să transmitem un gând de cald omagiu făuritorilor Unirii de la 24 ianuarie 1859 și domnului Unirii Alexandru Ioan Cuza, cel care a spus cu atâta mândrie și dragoste de neam că poporul român trăiește, începând de acum, propria sa viață, el este român și altceva nimic decât român. Le mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat demersului Bibliotecii Județene de a sărbători așa cum se cuvine Unirea Principatelor Române. O delegație formată din reprezentanți ai Consiliului Județean, directori de instituții culturale, consilieri județeni, profesori și elevi de la instituțiile de învățământ din Deva, a depus o jerbă de flori pe frontispiciul clădirii actualei Case Județene de Sănătate, pe vremuri hotelul în care a poposit pentru o noapte domnitorul român în drumul său spre exil. Astăzi, înaintea lui 24 ianuarie, încă o dată a dat dovadă de mult patriotism prin ceea ce face acest manager la Biblioteca Județeană. Mă bucură faptul că alături de el au fost și ceilalți directori de instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că vreau să-l felicit pe profesorul Lazar pentru scurta discuție despre sosirea lui Alexandru Ioan Cuza în municipiul Deva, în Deva de orașul Deva de atunci, și în același timp nu poți decât fi mândru că aici la Deva domnitorul a sosit, dar în același timp nu poți fi decât mândru pentru ceea ce a făcut Ioan Alexandru Cuza, în sensul a unit cele două principate, Moldova cu țara românească. Că Transilvania vine mai târziu, dar trebuie să dăm cezarul ceea cezarului și sărbătorim, așa cum se cuvine, această mare sărbătoare. Apoi, într-o evocare a marelui eveniment, participanții s-au prins într-o horă a unirii în curtea Bibliotecii Județene. Pentru elevi de la acțiunea Bibliotecii Județene nu putea lipsi lecția de istorie, în care au fost evocate evenimentele din ianuarie 1859 și a marilor personalități care au contribuit la înfăptuirea Unirii Principatelor Române. La finalul prezentării, cei mai buni și conștiincioși elevi au fost răsplătiți cu diplome și cărți oferite de Biblioteca Județeană. Este foarte important, 24 ianuarie 1859 este primul mare proiect istoric al României. Dacă nu exista 24 ianuarie 1859, nu exista nici 1 decembrie 1918 și nici România actuală. Vreau să urez tuturor o sărbătoare plină de bucurii, iar 24 ianuarie să fie sărbătoarea dumneavoastră și a tuturor românilor la mulți ani.